Cei mici, dar și cei mari, au de acum la dispoziție un volum de basme și povești. Este vorba despre cartea reghinencei Elena Harja, lansată la Biblioteca Petru Maior joi 9 octombrie. Volumul a fost adus în atenția publicului alături de o expoziție de lucrări pictate care se regăsesc în cartea de basme. Autoarea se dovedește astfel pictor de manieră naivă, dar și scriitor, iar cei care au participat la lansare au încurajat-o să continue cu aceste activități artistice. Este o expoziție de artă naivă, iar arta naivă se adresează sufletului. A fi pictor naiv nu înseamnă să fii infantil, înseamnă să privești lumea din jurul tău cu sufletul și să poți să transmiți o stare, o emoție. Tablourile mele, pictate de mine, degajă multă bucurie. Copiilor le place, de aceea și sunt sigură pe ceea ce spun, fiindcă atunci când copiii le privesc, reacționează cu multă bucurie. Lansarea de carte și vernisajul expoziției de pictură s-au bucurat de prezența artistului plastic Târgu Mureșan, Vasile Mureșan. Acesta este printre cei care au încurajat-o pe Elena Harja să picteze. El vede în lucrările sale o filozofie și spiritualitate indiană. Doamne, dar de ce nu le pictezi aceste basme? Le-ai scris foarte frumos, pictează-le. Acele lucrări de acolo, vedeți, sunt momentele în care Dumnezeu și Sfântul Sfinților, Sfântul Petru, de acolo de pe nori, se uită pe pământ și văd că totul este frumos și toți sunt în armonie și toți sunt frumoși. Elena Harja are 53 de ani și s-a născut în Ibănești Pădure. A fost pasionată de natură și lectură încă din copilărie. A început să scrie în 96, într-o perioadă în care a fost preocupată și de spiritualitate, inclusiv cea indiană. Pictura a devenit o activitate odată cu descoperirea Asociației Artiștilor Plastici din Târgu Mureș, unde este membru. Preocuparea sa pentru filozofia indiană se regăsește în picturi, spune Vasile Mureșan. Vedeți acolo în tablou din mijloc, este momentul în care dracul dracilor îi fierbe paia și bagă în cazan, după care se întoarce, își găsește mireasă, vedeți în tablou de pe numărul 2, își găsește mireasă, se întoarce în tablou cu numărul 4, se întoarce acasă, face copii, acolo apare și Kunda, respectiv Kundalini, energia creatoare, energia șarpelui Kunda, care ține de filosofia indiană, de... Expoziția de pictură semnată Elena Harja poate fi vizitată la Biblioteca Petru Maior pe tot parcursul săptămânii viitoare.